Ce difuzau melodia aia, nu zicea cineva, știu, nu mai vaccinez sau mă duc să mă vaccinez. Adică. Ce să zic? Și legătura are Sulac-prefectura, știi? Tu ai dreptate, eu îți spun doar ce am constatat, că până și în treaba asta s-a intervenit așa la butonaj. Și atunci încet... îți pare rău că ai avut aceste ieșiri? Nu. Chiar nu-mi pare rău și mi-asum și asta e. Adică, nu... Măcar atât sper să las în urma mea. De ce? Pentru că am spus-o mereu. Fraților, să ne înțelegem. Eu am trecut și prin Revoluție, am trecut și prin partea aia ceaușistă. Am văzut ce însemna, că acum mă uitam că exact, de-aia râdeam cu prietenii mei, exact ce făcea acum poliția, că veneau și toată lumea trebuia să se așeze și să se facă că socializează. Asta se întâmpla pe vremea comuniștilor în sălile de spectacole unde cântam noi muzică rock sau așa. Aveau oameni de ordine care treceau printre rânduri și v-ați ridicat, stați jos, stați jos, nu mai faceți atmosferă. Nu... Și mi-aduc aminte, sunt așa niște flashback-uri. Și am ajuns după 30 de ani tot acolo, să știi. Toată România se ascunde. România reală. Eu nu vorbesc de ăștia care apar aici la televizor, în costume frumoase așa ca meu și așa, și spun, ne spun povești. Pentru că ei spun niște lucruri, ne mint în față pentru cei care vor să îi creadă și să îi aud. Dar România reală se ascunde. Am o rudă care mi-a face rost de carne, acum mai ieftin că nu știu ce. Azi m-am vorbit cu un tip de la mine de acolo, zicea, dom'le, nu mă lasă să intru la un magazin, că nu dau nume, nu mă lasă să intru la magazinul ăla, ce mă fac? Că la mine în sat e 9 lei uleiul și acolo e 6. Da, o să mă duc să... Deci deja oamenii au început să-și facă că mi-am pus eu murătură, ăla cu porcul, ăla cu nu știu ce... Pe cereu. Exact, asta se întâmplă acum în România reală. Eu le-am zis, atenție, când vor veni facturile. Că atunci explodează România. Pentru că se pare că o bătaie de joc cum n-am pomenit. Așa se preconizează, o criză chiar nasoală. Eu zic că e contrafăcută, e împinsă. Chiar azi auzeam politicieni că dintre toate țările, România nu numai că cumpără cel mai scump, dar nu s-a descurcat în niciun fel. Până și Republica Moldova, s-a dus Maia Sandu, am înțeles, și a dat mâna cu Putin și e ok, cu gaze și nu știu ce. România, bineînțeles că nu se poate. La noi trebuie să-l plătim și de 10 ori mai mult și nu știu ce. Și de-aia îți spun. Pozițiile tale au fost discutate cu prietenii tăi din trupă? Adică ei sunt cumva deranjați? Nu știu dacă sunt deranjați, nu mi-au spus-o direct sau așa. Noi vorbim și suntem prieteni de atâția ani. 40 de ani. Știi ce? Acum nu mă dau eu rotund, că nu m-am dat niciodată, dar să știi că prin țară, unde am mai fost și m-am întâlnit cu multă lume și în anul ăsta și în anul trecut, băi, vin oameni pe care nu-i cunosc și mă felicită și se opresc pe stradă și zic, băi, ești nebun, dar ești curajos, ești... Adică multă lume e de părere și toți îmi spun că sunt nebun, că iau atitudine și că spun lucruri și eu le spun, dar asta a afectat activitatea trupei în sine. Știi? A afectat și nu știu dacă a afectat, chiar nu știu cât a afectat. Cu siguranță a afectat. Cu siguranță unele din ieșirile mele au însemnat închisul. Adică era foarte posibil să vină să-ți reproșeze. Doar că sunteți foarte prieteni, știi, da? Nu numai, Ce-ai fi făcut dacă te-ar fi reproșat ceva? Nimica, nu... Aveam o discuție normală cu ei. Uite, exact cum, uite, am discutat și în seara asta de Mihai sau de altcineva. Nu, pentru că îți spun că și din Breaslă sunt unii mulți care, că nu știu ce, că nu știu cum. Unii zic că e prea târziu, ce m-am apucat acum, ce mi-a venit acum, dar când? Pentru că tot să gândesc că, repet, ai avea un interes în zona asta. Să intru în politică. Unei mișcări pornit așa, ăsta să fie germenii unei viitoare mișcări. N-am. Probabil că așa și, cum să spun, sunt puțini care își pot, nu că permite, că așa pare că mă laud eu acum și eu nu fac chestia asta, dar îmi pot permite să spun lucrurilor pe nume, pentru că așa simt că trebuie să fac. Nu vreau să mă cert cu nimeni, nu vreau să... Foarte bine. Și îi rog și pe cei care mă înjură să nu mă mai înjure la mine pe site, să mă înjure la ei pe site, pentru că... Mare site ce am eu, că am câteva mii de ăștia, că în fine. Nici cu astea nu m-am prea... Uite, e o poză acolo cu un concert în spate, cu... Era la Cluj. Apropo de concerte, în vara asta, când s-au mai deschis lucrurile, ați avut Nu, cu holograf foarte puține. Holograf puțin, asta foarte puține, frumoase, dar puține și cu atmosferă frumoasă. Eu am mai avut, că eu mai am un proiect cu Marius Bațu și cântăm împreună cu două voci și o chitară și am mai avut așa activitate, dar foarte puține. Pentru că, uite-te și tu ce se întâmplă, ai 3 luni de libertate, da? Din 15 iunie până în 15 septembrie, vin ăștia, te închid. Oamenii nici nu știu, mai cântă ăia, nu mai cântă, alo, impresarul, până începe treaba. S-a terminat, începe iară pandemia aia pe care o știam cu toții că vine. Da. Hai, zău. Da. Nu, e împotriva regulilor. Eu de aia sunt revoltat, pentru că mi s-a luat un dreptul la muncă, practic. Eu nu sunt angajat, că asta vorbeam în pauză, nu sunt angajat al unui teatru, operă, operetă și așa mai departe. Și nu o spun pentru că aș avea ceva, Doamne ferește, cu cei care sunt angajați acolo, dar neavând statutul acela de angajat... Practic n-ai niciun venit în perioada... Măcar lăsați-mă și nu numai pe mine, mai sunt încă vreo 15.000 de oameni în situația asta care... Măi, chiar vorbeam cu oameni... Ați agonisit de-a lungul vieții ceva... Vorbeam în Sibiu, că nu mai știu ce să facă. Da. Da. Și-au schimbat și cred că asta o să trebuiască. Eu de plictiseală mă gândesc, bă, ce aș putea eu să fac? Că sunt inginer, poate mă apuc chiar de inginerie. Pentru că mă plictisesc, vorbesc, cât o să ne mai vedem noi unde ne vedem și să tot glumim, să râdem. Nu, dar ca idee. Să fim. Sănătoși să fim. Ne vedem, da. Sănătoși să fim. Și sper să ne vedem foarte mulți ani și de aici înainte aici și să spui lucrurilor pe nume. La noi nu e ușă la platou, poți veni oricând. Sparg ușa cu capul, dacă... Cu piatra, cum a venit femeia. Mulțumim mult, baftă mult. Să apucăm vremuri mai bune. Și pentru voi artiștii, și pentru noi, pentru toată lumea. Să dea Dumnezeu că... Deși perspectivele sunt... Da, perspectivele sunt cam...